Doamne, Tată, vin din nou înaintea Ta și vreau să mijlocesc de data aceasta pentru lucrarea Ta. Binecuvântă lucrarea Ta, o Doamne, din Baia Mare, din Maramureș, din România și din lumea întreagă. Mă doare, Doamne, pentru toți oamenii nemântuiți, Doamne, din Baia Mare, din satele și din orașele din Maramureș, din România. Tu ai murit pentru acești oameni, o Doamne Iisuse Hristoase, pe crucea din Golgota, pentru că iubești și le vrei mântuirea și viața veșnică. De aceea te rog, o Doamne Iisuse, fie-ți milă de ei și cercetează Tu prin Duhul Tău Sfânt și fă-i să înțeleagă că au nevoie de Tine, au nevoie de mântuire, au nevoie de viață veșnică, o Doamne. Și adă trezirea spirituală care numai Tu poți aduce în Baia Mare, în Maramureș și în România. Dar începe trezirea cu bisericile Tale. Aștept ca bisericile Tale să-și împlinească scopul și menirea, o Doamne. Binecuvântă toate bisericile care sunt după voia Ta în Baia Mare, în Maramureș și în România, slujitorii bisericilor. Dar cercetează Tu, o Doamne, fiecare frate și soră și fă să înțeleagă marea trimitere și să împlinească marea trimitere de a vesti cuvântul Tău la cei nemântuiți și ajută cât mai multe suflete nemântuite din Baia Mare, din Maramureș și din România să se întoarcă la Tine, să primească mântuirea și viața veșnică. Și trezește Tu România, o Doamne, și fie-ți milă de România și nu lăsa, o Doamne, ca România, o Doamne, să fie, o Doamne, război. O, Doamne, și adă Tu pace în România, o Doamne, și lasă pacea Ta peste România, o Doamne. Fie-ți milă de România, o Doamne, și te rog, o Doamne, nu lăsa cu tremure, nu lăsa, o Doamne, inundații România, ci fie-ți milă de România și binecuvântează România. O, Doamne, Tu ai promis cu, prin cuvântul Tău, o Doamne, dacă poporul acesta peste care este chemat numele Meu se va ruga, se va smeri și va căuta fața Mea, Tu-L vei asculta din cerul și vei tămădui țara. Te rog, o Doamne, tămădește țara românească și poporul român, o Doamne, de imoralitate, de păgânism, de idolatrie, de învățături greșite, de secularism, o Doamne, o Doamne, și te rog, o Doamne, ajută poporul român să se întoarcă cu fața spre Tine, să se abată la căile lui rele, o Doamne, să se roage, să caute fața Ta și tămădește țara și adă trezire și adă mântuire și adă vindecare în țara românească. Și fii Tu acela care vei lucra, o Doamne, mai mult decât pot eu să-ți cer, pentru că te rog în numele și meritele Domnului Iisus Hristos. Amin.